Suntem alături de profesor Emil Costenicu, cel ce se ocupă de basket club Eco Siget, alături de profesor Wieland Adalbert. Și ținând cont că de puțin timp s-au întors din Brașov de la un eveniment foarte important, îl rugăm pe profesor Emil Costenicu să ne dea câteva detalii despre evenimentul ce a avut loc recent la Brașov. Da, mai exact este vorba despre Campionatul Național de Baby Basket, Liga Națională de Baby Basket, ce s-a desfășurat ca și în anii precedenți la Brașov, în perioada 24-30 iunie. Basket Club Eco Siget, ca și în anii precedenți, a avut o prezență, zic eu, excepțională. Și în acest an am participat cu două echipe la băieți și o echipă la fete. Având în vedere numărul mare de echipe participante care crește de la an la an, eu zic că prin locul 5 care l-am obținut cu echipa de băieți și locul 8 cu echipa de fete, am reușit o performanță excepțională. Din statisticile pe care le știu eu, acum fără să fiu lipsit de modestie, pot să zic că acest loc 5 obținut cu echipa de băieți este cel mai bun loc obținut de vreo echipă din Sighetul Marmației în ultimii 20-21 de ani. Mă refer la sporturile de echipă. Ce a fost îmbucurător pentru noi e faptul că am avut și foarte mulți copii care s-au remarcat la acest turneu și au intrat în atenția unor cluburi de valoare din țară și atât la fete cât și la băieți. Acest loc 5 obținut de băieți vine după un an de muncă istoritor, atât din partea mea cât și a colegului meu, Wieland Adalbert. Ne bucurăm în primul rând că am reușit să ne clasăm pe acest loc 5, având în vedere că în fața noastră au fost clasate doar două echipe, trei echipe din București și una din Cluj-Napoca, iar pe locul 5, dacă ne uităm bine în clasament, se află Eco Siget, iar după aceea vin celelalte mari orașe din țară și mari centre cu tradiție în basketul românesc, aici mă refer la Timișoara, Galați, Brașov, Iași și multe altele. Câte echipe au participat la această competiție? După cum vă spuneam, la băieți au fost prezente 75 de echipe, iar la fete au participat 24 de echipe din toată țara. În total, sumând un număr de 1500 de copii. A fost o competiție extraordinară, copiii s-au simțit foarte bine, au arătat practic tot ce au învățat la antrenamente și s-au dăruit pentru fiecare pentru echipa lui. Ce credeți că v-a împiedicat să nu ajungeți mai sus decât acest loc? La noi, la Eco Siget, ca și în anii precedenți, se pare că avem ghinionul întotdeauna de a, la competițiile majore, la nivel național, avem ghinionul de a ne întâlni cu cei de la Universitatea Mobitelco Cluj. Iar, din câte am observat eu, copiii noștri au un prag pe care nu poate să-l depășească și aici am un prag psihologic. Este foarte greu să te bați cu Clujul, având în vedere anvergura acestui club și numărul de copii și condițiile de antrenament și numărul mare de antrenori care lucrează la acest club. Eu, ce pot să zic, am avut ghinionul de a juca cu ei în sferturile de finală. După un meci foarte strâns, din păcate am pierdut, la diferență foarte mare. A fost mai trist pentru noi că am văzut alte echipe intrând și jucând pentru locurile 1-4, care zic eu, valoric, sunt sub copiii noștri. Și aici încă ce aș vrea să mai menționez, tot la echipa de băieți, am fost nominalizată echipa cu cea mai mare medie de înălțime, ceea ce este îmbucurător, pentru că orașe ca București sau Cluj sau Timișoara, care au o populație mult mai mare decât populația Sighetului, nu au avut copii așa de înalți. Am în vedere că noi, la o populație de 35-36 de mii de locuitori, am reușit să avem cea mai înaltă echipă.
este un lucru îmbucurător și ne dă speranțe, mai ales că în basket, după cum știți, contează foarte mult talia jucătorilor, adică înălțimea. Asta ne dă speranțe pe viitor și eu sunt foarte convins că prin mai multă muncă și seriozitate și dăruință, la peste 2 ani, când această generație va urca la categoria mini-basket, vom reuși să fim campion național. Asta sună mai mult și ca o promisiune și ca o ambiție a mea personală și a colegului meu, Bilon Dalbert. Aveți copii care s-au remarcat într-un mod cu totul deosebit la această competiție? Da, și aici aș putea să menționez pe Albu Ciprian, care a fost din spusele celorlalți colegi a mea, care antrenori de la celelalte cluburi, care l-au remarcat și au prevăd un viitor strălucit. Acum totul depinde de el și de felul cum o să muncească și de noi, cum o să îl pregătim pe viitor. Dar nu numai el, toți ceilalți copii au făcut parte dintr-o echipă, s-au ajutat reciproc și pentru prima dată pot să zic că am reușit să ne facem respectați în lumea basketului românesc juvenil. Mă refer la această categorie de vârstă, baby basket. Ce alte competiții urmează pentru Basket Club Eco Siget? Noi săptămâna aceasta, mai ales special duminică, vom deplasa din nou la Brașov două echipe de la Eco Siget, două echipe de băieți care vor participa la tot la campionatul național, Liga Națională de Basket, dar la o categorie mai mare și anume la mini-basket, copii cu vârsta de 10 și de 11 ani. Aici, la acest campionat, obiectivele noastre sunt clasarea în primele 12 echipe, având în vedere că în acest an, față de anul precedent, s-au anunțat mult mai multe echipe, și adică un număr de 95 de echipe participante din toată țara. Noi, dacă vom reuși să ne clasăm în primele 12, va fi un succes și pot să zic că obiectivul nostru pentru acest an, această categorie de vârstă mini-basket, este atins. Cum a fost competiția la fete, la Brașov? Da, fetele au fost o surpriză plăcută pentru noi, având în vedere că sunt fete care muncesc doar de un an jumate, într-o sală micuță, sala de la Babeș, aici ținând cont și de condițiile de antrenament și mulți alți factori, pot să zic că eu personal sunt mândru de ce a realizat colegul meu Bilon Dalbert, adică locul 8 din 24 de echipe, să intre în primele 8 cele mai bune echipe din țară, eu zic că este o performanță foarte mare. La fel, și această echipă de fete ne dă speranțe pe viitor. O să încercăm și cu ele să le îmbunătățim condițiile de antrenament și să muncim mai bine, să le motivăm cât mai bine pe viitor să reușească o clasare mai bună. Tot aici pot să zic că este îmbucurător faptul că reușim să intrăm în primele 8 și uitându-ne pe clasament, vedem în spatele nostru echipe ca și Universitatea Cluj, ca și Unirea Iași și multe alte centre cu tradiție și cu are mult mai mare de selecție și cu condiții de antrenament mult mai bune decât a noastră, le vedem în spatele nostru în clasament. Și pe această cale vreau să felicit pe colegul meu, pe Bilon Dalbert, pentru această performanță și fetele și nu în ultimul rând părinții care au fost alături de el și l-au susținut și au avut încredere în el. Care sunt nevoile clubului în momentul de față pentru a putea crește performanța? Ce pot să zic aici? Nevoi sunt ca și la toate ramurile sportive. Acum noi încercăm să, după ce ne vom întoarce cu băieții de la Brașov, de la Campionatul Național de Mini-Basket, vom lua 2 săptămâni de vacanță și după aia, de la începutul lunii august, vom demara proiectele care le avem pentru anul ce urmează. Și aici mă refer la înscrierea echipei de 2000 din septembrie în Campionatul Național Under 13, sub 13 ani. La fel,
vom continua cu băieții la mini basket și la baby basket și cu fetele colegului meu, Vilaund Albert, tot la, pentru campionatele naționale de baby basket și mini basket. Să sperăm că pe viitor vom reuși să ne îmbunătățim condițiile de antrenament, pentru că astea sunt cele mai importante. Sighetul deocamdată dispune de un număr, zic eu, mare de săli de sport, dar accesul în ele este cam restricționat, pot să zic așa. Și la fel, structura sălilor nu permit desfășurarea unor antrenamente în cele mai bune condiții, deoarece în unele este frig, în altele săli plouă, în altele este prea cald vara și tot așa. Sunt mulți factori care nu sunt favorabili desfășurării antrenamentelor de basket și nu numai de basket, și altor ramuri sportive. În final, ce ați spune tinerilor dornici să se îndrepte către basket? Noi, cei de la EcoSighet, îi așteptăm cu cel mai mare drag să vină cât mai mulți copii. Cu cât sunt mai mulți copii, cu atât crește mai mult area de selecție și automat echipele reprezentative pot să fie mai performante. Și în orice caz, avem deja monitorizați câțiva copii din Sighet, urmează să discutăm cu părinții și să încercăm să-i aducem la basket. Pentru că, după cum am mai spus, Sighetul Marmației dispune de un fond biomotric excepțional, ceea ce s-a văzut și la acest campionat de baby basket. Copii înalți, sănătoși, atletici, au toate calitățile care îi recomandă pentru acest sport care este basketul. În final, vă dorim mult succes mai departe și dacă mai aveți ceva de adăugat? Aș vrea să le mulțumesc tuturor părinților care au fost alături de noi și care au avut încredere în noi și tuturor celor care ne-au criticat într-un sens constructiv, pentru că și cu laude și cu critici se poate atinge performanța.